Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Azi toată ziua, Accent TV a fost la datorie și am urmărit toate acțiunile care au avut loc, atât pe plan politic cât și în cel social. Am fost alături de oamenii care astăzi au așteptat cu sufletul la gură să vadă ce se va întâmpla în cadrul briefingului organizat de PD după ședința Consiliului Politic Național și aceasta a avut loc la ora 17:30. În urma celor declarate am înțeles că 14 iunie 2019 va intra în istorie pentru că va fi o zi istorică, o zi în care s-a schimbat un regim și vom vedea dacă în continuare Republica Moldova va avea inteligența să poată să meargă mai departe, să comunice, să colaboreze și să fim siguri că în momentul în care aceste lucruri s-au întâmplat, cu siguranță putem spune sus și tare, oamenii, poporul în Republica Moldova a învins. Vreau să vă anunț cine sunt invitații din această seară din studio. Este Pașa Parfeni, interpret, activist civic. Bună seara și mulțumesc! Bună seara, toată lumea! Bună seara, domnule! Margareta, bună seara! Îmi pare foarte bine că v-ați făcut timp, pentru că știu că agenda dumneavoastră este plină, dar cred că era păcat să nu veniți astăzi în emisiune. Grigore Novac, deputat PSRM, bună seara și mulțumesc pentru prezență. Bună seara și bine v-am găsit. Da, asistăm în decurs de două ore, o oră și ceva, la niște declarații făcute una după alta de liderii atât a fracțiunilor cât și a președintele țării, în care s-a spus clar și tranșant că Partidul Democrat a capitulat, s-a retras în opoziție și acum, în continuare, avem o situație în care trebuie să vedem ce se va întâmpla. Domnul Novac, care sunt pașii următori și cum trebuie noi, poporul, să privim aceste acțiuni care acum sunt fierbinți, proaspăt întâmplate? Margareta, în primul rând, eu vreau să felicit poporul moldovenesc, cetățenii noștri cu această victorie. În primul rând, este o victorie a cetățenilor, o victorie care am avut o săptămână, nu știu, de foc la propriu și la figurat, având în vedere temperaturile de afară. Da, da, și temperaturile au fost înalte. Dar și având în vedere toate evenimentele din Parlamentul Republicii Moldova, de la instituțiile de stat care au fost, cred eu că s-a meritat acest risc. Noi împreună cu cei de la blocul acum, o săptămână în urmă, având în vedere că astăzi este vineri, vinerea trecută încă nu era clar nimic, însă sâmbătă dimineața am demarat acest proces. A fost o decizie deloc ușoară, dar am dat în primul rând dovadă de maturitate politică, am lăsat la o parte tot absolut și ne-am unit forțele pentru un scop comun, de a scăpa Republica Moldova din ghearele acestui tiran, din ghearele acestei caracatițe mafiote și dumneavoastră ați fost cei care ați reflectat cu lux de amănunte zi de zi, zi de zi, dimineața până seara. Și zic eu, poate îmi cer scuze acum că din cauza noastră ați rămas și fără weekend și fără zile de odihnă, stați zi și noapte aici la serviciu, dar până la urmă s-a meritat, da. Zic eu că este o zi istorică. Cred eu că Republica Moldova a dat dovadă de un caz fără precedent când am reușit să demolăm un sistem pe cale pașnică, în primul rând, cel mai important. Asta e important, da. Da. Deoarece erau diferite mesaje, diferite de la cetățeni. Cetățenii într-atât au obosit de această guvernare coruptă până în mădva oaselor, că deja erau gata să iasă în stradă cu cine știu ce are, cu furci, cu topoare, cu mătură, cu care și cum. Noi am chemat la calm și am spus că vom izbuti pe cale pașnică. Vreau să le mulțumesc în primul rând ambasadorilor acreditați în Republica Moldova, care din prima zi, începând cu ziua de sâmbătă, au fost prezenți în forul legislativ, chiar și pe întuneric. Da, da, ține minte cum sărmanii, apropo, dânșii erau chiar în întuneric. Dacă aici în față mai era lumină, acolo chiar era. Eu să vă zic că acolo în loja pentru oaspeți și pentru corpul diplomatic, eu la un moment dat am privit în spate să văd cine este prezent când a început ședința în plen. Și nu am văzut cum. Din cauza întunericului nu vedeam cine. Da, da. Am înțeles că nici n-au ieșit sărmanii să mănânce, să-și ia prânzul, corect? Evident, nu au ieșit. Au stat până de dimineață, până seara târziu, au stat împreună cu noi. Tot ce s-a întâmplat în forul legislativ a fost sub privile lor. Deci au monitorizat tot absolut.
au transmis mesajul în țările lor rezidente. Imediat a doua zi, duminică, ați văzut că a început să fie un feedback, a început să vină reacția din Uniunea Europeană, deci de peste tot, din toate colțurile lumii, zi de zi veneau mesaje de recunoaștere a noi puteri de la Chișinău, a guvernului în frunte cu Maia Sandu. Și asta vă dădea puteri, probabil? Evident, ne-a încurajat foarte mult să continuăm lupta noastră, dar noi știam, în primul rând, că noi respectăm buchea legii și nu exista un temei ca să să pună cineva sub îndoială legitimitatea Parlamentului și a Guvernului în corpore. Zilele acestea ați văzut Plahotniuc fiind pus la perete, fiind pus la zid, aș zice eu, a încercat acțiuni disperate, a organizat acei cetățeni care, vai de capul lor, stăteau prin soare, prin această căldură. Da, noi vorbisem câteva ore înainte aici în studio despre fenomenul acesta. S-a creat, apropo, un fenomen fără precedent, în care oamenii, fără să vrea, veneau să protesteze. De fapt, protestul înseamnă ceva din suflet, o pornire de aici, dar ei veneau împotriva voinței sale. Dar ei nici nu știau unii sunt și împotriva cui protestează. Ați văzut secvențe difuzate în spațiu online? Da, zilnic, colegii noștri de la alte posturi mergeau pe la ei și seara și dimineața și la amiază să vadă ce se întâmplă. Da, erau declarații, nu că de ochiate. Eu țin minte că un tânăr spunea că a venit să uzurpeze puterea în stat, dacă ați văzut. N-am înțeles. Păi bine. Cineva vorbea că a venit să apere nu știu ce, nu știu cum, dar nu știa concret să... Eu am fost unul dintre cei, împreună cu colegii mei, și nu doar eu, chiar și Pașa Parfenie, am protestat și eu și dumnealui foarte mult. Deci, dar noi știam pentru ce am venit acolo și știam să aducem un mesaj închegat, știam pentru ce am venit, care este scopul, lucru care nu puteam vedea zilele acestea pe la instituțiile de stat. Dar până la urmă, eu cred că pe mine și până acum cupleșesc emoțiile, că a fost o săptămână într-adevăr de foc, am primit foarte multe amenințări și fel de fel, dar cred eu că noi ca noi, mă rog, dar cele mai multe amenințări, și eu cunosc despre ce vorbesc, a fost în adresa președintelui Republicii Moldova, domnul Dodon, a primit un număr nemaipomenit de amenințări, de diferit gen, începând la lichidare fizică și terminând cu... Da, și vorbim și despre cei 7 polițiști care au fost și demiși din funcție. Și asta este foarte grav până la urmă. Ați văzut un polițist care slujește bine acestei țări și refuză să slujească unui regim mafiot ca să fie tratat în așa hal, să fie împins pe ușă, bruscat, ori sară peste fereastră, ce asta, noi ce suntem sălbatici sau ce. Noi pretindem, știți cum, zilele acestea în spațiul online circula așa o zicală, că Partidul Democrat nu are nimic cu democrația, iar Curtea Constituțională nu are nimic cu Constituția. Cu justiție. Da. Iată, asta este un adevăr trist, dar cred eu că noaptea asta cetățenii vor serba. Deja au venit, este vineri și vor serba și mâine și poi mâine, având în vedere că este weekendul. Totuși, am înțeles că marșul va avea loc, marșul popular. Da, nimic nu s-a schimbat, noi nu ne schimbăm agenda în dependență de declarațiile unui partid politic. Deci ceea ce ne-am propus noi împreună cu colegii la blocul acum, o să aibă loc. O să aibă loc, da. Așa. Și acum, pentru că să trecem să vorbim după aceea cu domnul Parfini, aș vrea să puneți pe post materialul de la briefingul organizat după Consiliul Politic Național. Vă rog. Având în vedere lipsa deschiderii spre dialog a partidelor parlamentare, dar în același timp de a debloca criza în care se află țara, PDM a decis retragerea de la guvernare prin demisia guvernului. Aceasta este singura modalitate legală prin care se poate face acest lucru în situația juridică în care ne aflăm. Astfel, prim-ministru și toți miniștrii urmează să demisioneze începând cu ziua de astăzi. Și
Am revenit aici. Domnul Parfenie, șapte zile în care și dumneavoastră probabil ați avut aceleși emoții pe parcursul a tuturor acestor zile și puneți întrebări de ce se întâmplă așa, de ce puterile se luptă, pentru că sunteți din alt domeniu, din domeniul culturii și este complicat să vezi când niște lucruri se întâmplă atât de grave în Curtea Constituțională. Un om simplu până la urmă și-a pierdut încredere definitiv în această instanță superioară. Ce s-a întâmplat în breasla celor din cultură? Dumneavoastră, cum percepeți toate aceste evenimente și nemijlociți ce s-a întâmplat acum când guvernul a declarat că demisionează? Margareta, probabil ați auzit mai devreme că de mai multe ori am fost învinuit că mă interesează ce se întâmplă în țară. Și de ce nu cântă? Asta nu-i rău. Dar de ce nu cântă? Deci du-te cântă, noi aici cumva singurei. Și de fapt asta este și poziția aceea, una oligarhică. Hai, nu ne încurcați să furăm noi, uitați-vă cât am furat și încă avem niște planuri mari. Pentru mine, cu siguranță, această săptămână, ca și pentru domnul Novac, dar și pentru toată lumea, este una foarte emoțională, doar că ceea ce se întâmplă astăzi este cumva un rezultat destul de logic pentru mine. Cea mai mare surpriză foarte plăcută și importantă a fost sâmbătă trecută, când de fapt și poate și vineri, da, când două fracțiuni atât de diferite, domnul Parfenie, poate au reușit și au găsit numitorul comun. Totdeauna știți, ca să găsești un nu doar compromis, dar de fapt ca să creezi ceva foarte frumos și corect, a trebuit să te pornești de la ce, cu ce ne semănăm, dar nu cu ce suntem diferiți, pentru că suntem foarte diferiți toți. Dar iată, s-au găsit aici aceste puncte forte. Și pentru mine, de exemplu, lumea mă întreba și când crezi că regimul va pica. Eu cât mai părerea mea era cât mai să fie o cale cât mai lungă, să nu ne grăbim, pentru că nu doar săptămână, mi se pare că în genere societatea noastră, fiind în așa situație cum suntem noi acum, sunt procese foarte importante pentru noi. Noi cumva ne licuim de această luptă non-stop geopolitică și de aceste probleme care totdeauna ne dezbinau. Și eu sincer vă spun, chiar pentru mine chiar e prea repede o săptămână. Da? Trei săptămâni astea ca și, să mă scuzați, ca și un o partidă de dragoste care ar trebui să dureze un pic poate mai mult. Și depinde și cine aceasta, și cum vede, da, partida aceea de dragoste. Știți cum este? Pentru mine, 3 minute și din 15 din 30. Pentru mine finalitatea acestei partide era una fără îndoială. Adică finalul era absolut clar. Dar anume procesul, cât de salvator el este și benefic pentru societatea noastră. Adică și aceste două puteri care până la urmă au găsit un numitor comun și cu cât mai este absolut evident că probabil, nu știu, probabil și dumneavoastră aici o să puteți să interveniți, strategiile, dar și foarte partidele sunt foarte diferite, dar va dura această colaborare. Această colaborare foarte productivă, cu atât mai sănătoasă ce va fi și societatea noastră. Domnul Stepaniuc aici spunea câteva ore în urmă că agenda acestor două partide, fracțiuni care sunt diferite, este apropo foarte cu multe noțiuni comune. Da? Da, eu așa. Este adevărat. Noi avem puncte din programe comune. Chiar dacă suntem partide cu doctrine diametral opusă, dar până la urmă am pus în capul mesei mai întâi de toate interesul cetățenilor și al țării. Și pe parcursul, noi începând cu ziua de sâmbătă, 5 zile la rând am avut ședința Parlamentului. Noi suntem conștienți că colegii din
din blocul acum au mai puțină experiență în parlamentar, așa, adică cum lucrează. Cum decurge procesul, regimul, regulamentul Parlamentului. Da, trebuie să ții cont de regulamentul Parlamentului, indiferent îți place, nu-ți place, este un proces așa mai migălos, dar trebuie să-l respecti până la urmă. Și nu am avut, cele mai multe ședințe a avut Comisia Juridică Numeri și Imunități, din care fac parte, împreună cu colegii mei, chiar dacă președinția este la cei din blocul acum, împreună cu colegii mei Vladimir Țurcan, Vasile Bolea, am depus eforturi comune astfel încât să-l ajutăm pe Sergiu să facă față. Domnul Litvinenko, da? Da, domnul Litvinenko. Prinde foarte repede și sunt sigur că peste o săptămână deja o să fac meseria foarte bine. Este îmbucurător, de ce nu? Până la urmă facem un misiune comună, dacă doriți, ca să... Și ați văzut că nimeni nu are obiecții la ceea ce a fost deja pe parcursul acestei săptămâni. Chiar da, dacă... apropo, s-au votat în prima lectură legi foarte importante, da, care vor face schimbare și vor permite ca Republica Moldova să treacă pe o altă, într-o altă etapă, corect? Este vorba de legea privind schimbarea sistemului mixt în cel proporțional, este vorba despre legea privind circumstanțele furtului miliardului, da, este legea și s-a observat. Este o comisie specială. Comisia specială, da, comisia specială de formată anchetă. De anchetă și după aceea au mai fost și legea privind lucrătorii angajații, da, sau în cadrul unei legi s-au schimbat amendamentele cecului, da? Haideți să luăm pe rând că sunt toate diferite. Nu știu dacă... Care vă pare dumneavoastră mai important și cum s-a lucrat împreună? În primul rând, dacă să vorbim despre acel sistem electoral, asta a fost, așa am convenit, am avut o înțelegere cu cei din blocul acum, că este o lege prioritară care ar trebui să o modificăm. Noi nu putem, să zicem așa, să deviem de la ceea ce ne-am înțeles în principiu și ne-am apucat de lucru. Cu toate că acolo nu este foarte simplu, acolo nu doar un articol trebuie să-l modifici, nu o singură lege. Că dacă vorbim de cod pe ansamblu. Până la urmă am demarat acest proces, am început. Dacă să o luăm pe zile, noi am început de la hotărâri. Adică Parlamentul votează nu doar legi, dar votează și hotărâri. Hotărârile este una, legile sunt cu totul altceva, sunt legi speciale, legi ordinare, adică ele după gradul lor de importanță, ca să nu zăpăcesc, așa să zic, telespectatorii, este o ierarhie a actelor normative, da? Și noi am început de la cele mai simple, dar și importante în același rând. Am făcut prioritar. Și nu am încercat să fixim într-o zi mai multe, da? Important să ne axăm într-o zi pe ceva și să facem bine și până la urmă. S-a schimbat metodologia de lucru, să înțeleg nu, un pic. Nu este o metodologie. Înainte era o practică vicioasă, când legislatura trecută, îmi amintesc, era, nu știu, se votau câte 6, 8, 10, 30 de legi într-o zi așa la pachet, în grabă, fără să discuta, fără să... examina minuțios, uneori chiar se încălca acest termen de punere amendamentelor. Deci noi acum am decis. Am votat în prima lectură, ne-am oprit, lăsăm termenul de punere amendamentelor să dovedim astfel încât toate propunerile să fie examinate și în comisie și ulterior să le examinăm în plen. Iată, și este destul de bine merge. Da, aici doamna președinte a Parlamentului, chiar la noi în studio, a menționat că lucrul este foarte constructiv între aceste două fracțiuni și este mulțumită că totul merge bine și chiar dacă se întâmplă ca să se pună întrebări sau să se vină cu obiecții, ele sunt la fel cu o bază, da, juridică. Deci, haideți să explic mai simplu cum facem noi. De ce înainte, în legislatura trecută, în plen, erau foarte multe întrebări și noi avem foarte multe întrebări. Nu reușesc. Iată că nu le discutam la comisii. Deci la comisie așa, hai repte, hop, hop, pus la vot și trag. Dar de ce nu se discutau, domnul Novak, la comisie? Iată, așa erau președinții, așa, ei aveau majoritate în comisii și chiar dacă noi eram împotrivă, ei prin majoritate oricum ne decideau. Acum am schimbat o leacă macazul. Ca să nu pierdem noi timpul în Parlament, în timpul ședinței, toate întrebările care le avem le discutăm la nivel de comisie. Acolo am luat decizii. În plen, deja întrebări, dacă și mai sunt, poate ceva tehnic, mărunte. Pentru ce noi să ținem un plen întreg,
pentru niște chițăbușuri juridice care tot ține din nivelul comisiei, da? Dar înainte așa era, hai, lasă să clarifică plenul, lasă, deci stăm noi aici în comisie să ne batem cap pentru tăți chipurile, așa era. Până la urmă, se ajungea în plen și când era în plen deja apărea un milion de întrebări, evident că stăm acolo de dimineață până seara și tot nu ajungeam la nimic. Acum am schimbat-o leac altfel. Și este, noi am propus celor din blocul acum, colegi, haideți tot ce avem, când ieșim cu raportul la proiectul de lege, să fie tot clar, absolut, pentru toți. Și așa și facem. Da, e foarte bine. Acum vreau să revenim la fenomenul despre care ziceam că protestatarii din toate din fața tuturor instituțiilor care au ieșit și nu știau de ce stau acolo. Dumneavoastră, cum considerați acești oameni fiind în starea în care erau aduși acolo? Ei înțelegeau, conștientizau ceea ce se întâmplă? Sau este vorba de pur și simplu o prezență fără, sau e vorba de cei 500 de lei care îi oferea Partidul Democrat? Margaret, doar dacă îmi permiteți să nu-mi spuneți dumneavoastră, spate și tu. Ok, bine. Nu. Ok, deci nici nu se pune așa întrebarea, mi se pare că despre conștiința acestor protestatari, pentru că, mă rog, nu erau protestatari, erau niște oameni aduși cu plătiți. Nu contează, deci absolut nu contează, erau oameni bieți, sărmani, pentru că, cu părere de rău, au folosit de cea mai vulnerabilă categorie, pătură socială, da, și păcat. Nici nu știu ce să comentez. Da, pentru că nu erau doar oameni de vârsta a treia sau nu erau oameni doar dintr-o categorie. Da, și până la urmă toată lumea a spus așa, vai de mine, voi chiar așa, adică au arătat față reală acestui regim și asta era atât de josnic că nu, mi se pare că până la urmă, după ce orice om a văzut asta, cred că nu poți să imagina cum, adică poți să revii la aceste metode și la această logistică, despre ce se gândesc ei? Adică voi, cum, adică cu așa metode chiar credeți că suntem la acest nivel de tribal, cum ar fi? Și mi se pare că după ce oamenii au văzut asta, era evident, absolut evident că acest regim pleacă și pleacă rușinos. Deci a fost un element în plus ca să înțelegem că ei nu au nicio șansă pentru că tot ceea ce ziceau acești oameni, capabili să facă față, să se lupte. Fără, eu nu vorbesc de luptă adevărată, dar nici măcar, bine, când ești deja regim și pentru tine nu contează legea, fă ce vrei. Dacă vorbim despre o luptă, dar nici măcar, adică eu, asta nici nu este o luptă, nici nu este un instrument. Un instrument care, până la urmă, a făcut, dar de mai multe chestii au făcut care au făcut mai rău anume pentru ei. Și de fapt, asta apropo și de protestatari, eu am urmărit foarte atent cronologia evenimentelor, cred că ca și dumneavoastră. Și urmăream când cei din PD au zis că scot duminică în stradă 50.000 de cetățeni și noi ne-am uitat, sunt camerele web prin pilonii de electricitate, prin Piața Mare Internaționale. Urmăream, în realitate erau poate vreo 3.000 de oameni, da? Deci, duminică deja a fost primul semnal pentru noi că nu mai sunt susținuți de cetățeni, chiar și cu amenințările care au fost, că vor fi concediați de la serviciu și așa mai departe. Da, noi în paralel, și noi socialiștii și cei din blocul acum, veneam cu mesaje live prin Facebook, la TV, peste tot, spuneam, oameni buni, nu vă temeți, deja a trecut timpul lor. Nu o să vă facă nimic. Suntem mult prea mulți ca să ne temem. Dar frica era, pentru că încă o dată... Și neieșirea lor la protest era o susținere indirectă a noastră. Dar frica era, repet, pentru că aici doamna Revenco câteva ore în urmă, într-o ediție specială, a spus că oamenii erau fricoși și își dădeau bine seama că amenințările acestea, unii chiar și au fost direct amenințați. Da, a fost, dar până la urmă acești cetățeni care se temeau, ei au văzut lumină în capul tunelului. Aveau speranța asta, era că, păi uite, acum poate să schimbi ceva. De mult se aștepta, de ani, de zile se aștepta, dar iată, parcă iată e momentul. Și faptul că el nu iese la protest în susținerea lui Plahotniuc, nu de atât că îl susține pe Plahotniuc.
Dar de atât el se teme că da, el are copii acasă, mâine poate rămâne fără loc de serviciu, fără job. Și nu de atât că el nu-și face bine meseria, dar de atât că nu a ieșit la protestul lui Plahotniuc, sub semnătură, plătit sau nu știu ce. Iar cei care și-au ieșit, că eu am urmărit foarte atent, ați văzut, oamenii mergeau așa haotic, ei s-au dispersat, care s-au mai dus la piață, care s-au ascuns la umbră prin parcul Noi vorbim așa despre aceste oameni, parcă chiar ne pare rău până la urmă că au fost folosiți de acest regim. Da, pur și simplu, acum trebuie să oamenii și postează pe rețele de socializare că ei pleacă toți. Pleacă, da, gata. Da. A doua tentativă, când a fost două zile în urmă, ministrul de interne Jizdan a promis că scoate în stradă 12.000 de foști colaboratori a structurilor de forță. Noi, evident, monitorizam activ tot absolut. Dacă credeți că noi aveam activiștii noștri care umblau, filmau, ca și cei de la acum, toți, care cineva filma pe la guvern, cineva pe la ministerul de interne, cineva prin parcuri. Și când am văzut că în scoarul catedralei, din cei 12.000 de colaboratori a structurilor de forță care au promis că echipurile o să fie, erau în realitate vreo 170 de persoane, deja am spus gata, iată. Deci, ați primit mai multe semnale, adică da? Forța reală deja forța nu reală, mai era. Da. Nu mai puteau scoate. Oamenii refuzau să iasă. Deci, băi, dar ce, sunt obligați să merg la protestul? Și evident că cetățenii tot s-au săturat până în gât de ei. Iată, sau până în gât s-au săturat de toate 10 ani, păi ne-au sugrumat timp de 10 ani, nu glumă. Și tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani cu furtul miliardului, cu deja de mai vorbim de toate domeniile, dacă le luăm aici nu trebuie 10 emisiuni. Mai multe emisiuni ca să discutăm. Dar știți ce e important aici și aș vrea să atingem acest detaliu. Acești oameni care au fost și care noi până la urmă i-am filmat toți colegii mei, ei vor merge acasă, da? Se vor duce în satele lor. Este important ca să nu fie blamați, să nu fie discriminați, să nu fie de ceilalți, da? Ar fi bine ca lucrurile acestea să rămână toate greșeala pe seama celor care i-au organizat și oamenii unul cu altul să nu aibă ură între ei. Eu cred că asta este corect. Corect. Dar eu cred că și mai corect va fi dacă o să... Pentru că noi i-am filmat și ei sunt văzuți. Și sunt văzuți, da. Dar nu cred că ei, până la urmă, trebuie să-și asume ceea ce au făcut, până la urmă. Dar cred că și mai corect dacă să vorbim despre absolută majoritate de oameni în Moldova care sunt care n-au permis să și care o să vină duminică și care o să vină pe 16 duminică, iunie, da, la ora 11 în fața Parlamentului. Da, și care vor fi cu mult mai mult și o să vedeți și fețele lor vor fi cu mult mai deschis și așa mai departe. Pentru că foarte mult negativism s-a strâns pe parcursul acestor ani și oamenii, dar nu mai putem noi, unii zic vicini, alții zic nu suntem noi capabili la asta, nu putem să facem asta, dar ce va fi mai pe urmă, da? Sau, de exemplu, noi așa de bine știm ce nu putem să facem, ce nu putem asta, nu putem asta, nu, dar, și foarte cam mai prost știm ce putem face. Dar de fapt, iată, s-a dovedit că putem. Și cu cât mai mult noi să ne axăm anume pe asta, cu atât mai frumos tu, va fi acesta. Tu, Pașa, ai participat într-un proiect și ai vizitat mai multe localități în ultimul timp. Da? Care era mesajul celor pe care i-a întrebat și ce simțeați de acolo, de la talpă, din sate? Vreau să vă spun că, într-adevăr, era un turneu destul de emoționant și de fapt chiar așa și este când vine cineva după concert, știi, și îți mulțumește cu ochii înlăcrimați, atunci te emoționează asta și pe tine. Adică tu înțelegi deci, cât de important... Deci dumneavoastră ați fost încărcat cu energetica asta un pic mai înainte și ați simțit. Da, la noi era un mesaj de la vot, adică noi promovam anume calea pașnică, democratică de a participa la alegeri și să mergeți la vot, cu din mire mai specială așa un pic. Și oamenii vineau cu mare și mare plăcere. Noi mulți spuneau că noi suntem ca un fel de gură de aer proaspăt. Noi nu promovam niciun partid, era absolut apolitic. Noi pur și simplu promovam ideea ca oamenii să vină să participe. Pentru că, până la urmă, dacă încrederea scade, ea foarte greu crește. În genere, ca și în lumina asta care apare în capătul tunelului. Adică,
până la urmă, speranța aceea că totul va fi bine. Neapărat trebuie fi crescută și ocrotită. Și mulțită și ocrotită, da, foarte, da, atent acum, pentru că într-adevăr suntem într-o etapă altfel în Republica Moldova și lucrul acesta trebuie foarte bine să fie păzit de toți și mai ales de fracțiunile care au făcut pasul ca să poată să se unească. Vreau să citez niște declarații pe care le-a făcut domnul Filip și a ieșit după ce a fost făcut anunțul Consiliului Politic Național al PDM, a ieșit guvernul Filip și a spus că el își dă demisia și domnul Filip a menționat că e foarte îngrijorat ca în următoarele zile, în următoarea perioadă, să nu ne avântăm în răzbunări, zise domnul Filip, și a menționat că în continuare criza constituțională rămâne fără soluții. Cum comentați aceste declarații? Domnul Filip, să nu facă mare trimiteri la Curtea Constituțională, deoarece Curtea Constituțională a fost cea care a împins țara într-un blocaj de o săptămână. Și vă explic de ce. Pe lângă această hotărâre deocheată de care râd toți juriștii și studenții de la anul întâi de la Facultatea de Drept. Domnul Răstenie aici spunea că se învață în cursul întâi la, evident, la drept. Ce, da, ce s-a întâmplat. Am făcut și eu Facultatea de Drept. Da, da, da. Până la urmă, adică dacă te conduci după logica bolnavă a celor la Curtea Constituțională, atunci anul are 360 de zile. Dacă, în opinia lor, luna are 30 de zile și gata. Noi avem 31 de zile sau 28 de zile. Sau... Așa i-a spus Curtea Constituțională. Evident, da. Și dacă mulțim 30 și mulțim la 12, așa, anul are 360 de zile. Iată. Și Curtea Constituțională, doar Curtea noastră Constituțională, a putut ca să întruchipeze într-o singură persoană, a domnului Filip, și calitatea de deputat, și de premier interimar, și de președinte de țară. În aceeași zi, într-un om. Iată ce a făcut ei. Deci, și singurul pe sine s-a desemnat cumva, da? Nu, asta curtea, curtea l-a împuternicit. Dar noi știm că este o hotărâre arbitrară. Și asta nu o spun doar eu în calitate de jurist care o văd, se vede cu ochiul liber că este o hotărâre arbitrară, dar a spus-o și Torbjörn Jagland, care a sesizat și Comisia de la Veneția, care din informații pe care o dețin se întrunește la data de 20 în ședință și altceva decât Comisia să spună că este o hotărâre total lipsită de logică și de raționament și de substrat juridic, nu poate să fie. Dar până la urmă, ca să ieșim din acest impas, sunt două variante. Uh-huh. Hotărârile curții pot fi revizuite doar de către curte. Atâta timp cât ele nu sunt revizuite de curte, ele produc efecte juridice. Deci în următoarele zile așteptăm deciziile, da? Noi așteptăm o decizie matură a curții constituționale ca ei să-și revizuiască propria hotărâre, astfel încât să ieșim din acest blocaj juridic pe care l-au făcut ei. Dacă nu, domnul președinte a anunțat nu, că... A doua variantă, deja noi avem hotărârea Parlamentului pe care am acordat un vot de neîncredere Curții Constituționale și unde au fost acuzați de partizanat politic în favoarea Partidului Democrat. Uh-huh. Și vom demara procedura de numire a noii componențe a Curții Constituționale, astfel încât să ieșim din acest blocaj, 1, 2 la mână, ca pe viitor să nu mai avem astfel de situații. Iar actuala componență de membri ai Partidului Democrat, că e greu să-i numești membri a Curții Constituționale, având în vedere că acolo toți sunt democrați, să-și asume toate consecințele, inclusiv juridice și penale, pentru ceea ce au făcut. Ori, prin hotărârile lor deocheate, au fost părtași la uzurparea puterii în stat. Și asta nu este o glumă, iar uzurparea puterii în stat este o crimă împotriva propriului popor. Crimă care se pedepsește până la 20 de ani de pușcărie. Și nu se supere domniile lor, că noi am preîntâmpinat, zilele acestea au avut suficient timp ca să-și revizuiască
Dacă o făcea un pic mai înainte, avea să-și un pic lustruiască imaginea. Eu pentru telespector pot să explic foarte rapid. Eu emis hotărârea curții pe data de 7 seara. Asta noi tot am, da, am discutat dar aici. De când, de când data de 7 iunie sfârșește la ora 6 seara? Da, nu, ei trebuia să vadă documentele, ei nici nu măcar în ședință nu i-au văzut. Clip, trebuia încă, să fie membrii chiar, din fracțiunii. Chiar să fi fost pe data de 7 termenul limită. Noi avem încă până la ora 12 noapte timp să facem ceea ce am făcut a doua zi dimineață. Doi, dar consultările cu fracțiunile au făcut? Nu au făcut. Deci avem o sumedenie. Da, aici s-a discutat de ajuns în platou despre toate greșelile care au făcut. Eu vreau să vă spun, hotărârile pe care le emiteau ei a doua zi, noi nici nu dovedeam să le votăm în Parlament, că ei deja le anulau. Deci nu așteptăm măcar să fie semnate și publicate măcar. Elementar. Cum considerați, care a fost totuși elementul de bază? Pentru că Partidul Democrat a anunțat la ora 13.30 că va avea loc briefingul de presă după ședința Consiliului Național, Politic Național. S-a amânat până la 5.30, până la 17.30. Care a fost, după părerea noastră, elementul de bază că ei și-au schimbat sau atât timp au analizat? Pentru că așteptam aici, s-a discutat chiar în platou aici, așteptam decizia Comisiei de la Veneția, da? Așteptam Marșul Poporului ca să ia o rezoluție și toate schimbările se trebuiau să se producă pe 21, pe 18. Ce s-a întâmplat la ei până la urmă? De la ce au pornit ei că trebuie astăzi să facă acest pas? Eu cred că ei au cedat în primul rând în fața a doi factori. Ei au analizat foarte bine capacitățile de mobilizare a Partidului Socialiștilor și a celor din blocul acum. Și aici pot să vă zic una. Noi de-a lungul timpului și cei din blocul cum noi nu am fost la guvernare ca să-i putem impune pe cineva ori să-i scoatem sub semnătură la protest. De fiecare dată au ieșit benevol. Exact ca și cum cei din blocul acum. Ei nu, și aveau pârghii, puteau cumva să... Păi da, nu putem uita de tot ce s-a întâmplat în Piața Mare Adunări Naționale, cei peste 700 de mii, da? De, cu 700 partidul... de mii, mi se pare că... Nu. 700 de mii. Nu, care 70. Au semnat semnăturile care le-au adunat, care vorbesc de domnul Anastase. Dar după aia, da, s-a dovedit. Și aici... ei cred că au ținut cont de faptul că sunt foarte mulți oameni care ar putea factorul intern, în primul rând, în factorul intern și domniile lor cunoșteau foarte bine câte lume suntem noi în stare să mobilizăm împreună. Împreună, deci, da. Mă refer cu blocul acum, împreună. Și nu era, în acest caz anume, nu era, să mă scuzați, după logica Curții Constituționale, Constituționale, știți cine a scris pe... Constituționale, da. Da. Deci, logica acolo nu era 1 plus 1 este egal cu 3. Dacă, de exemplu, un vicin al meu a fost cu PSRM și unul cu blocul acum la proteste diferite, da? Atunci, în cazul de față, încă 5 vicini care nu au fost niciodată la protest, nici avea pentru... Avea să vină. Deci, este... O să vedeți, duminică chiar va fi foarte multă lume, cu toate că deja ei s-au speriat și au cedat. Dar era să vină, în loc de două persoane, era să vină undeva 7-8, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe persoane care... vor ieși anume pentru acest caos nobil. Și spuneam, deci, în primul rând, factorul intern, dar cred eu că cel mai important era factorul extern. Am fost recunoscut de o sumedenie de țări, deci nu în cazul să le numărăm pe toate. Și plecarea domnului Candu probabil tot este un element aici. Domnul Candu, eu pur și simplu, eu cred că să fie ca un fel de miere pe suflet să-l văd pe domnul Candu în opoziție. Da, să văd în sectorul 2, ei sunt sectorul 2 acolo, stau, cred că vor veni în Parlament până la urmă. Ei, dar cred că veți lucra inteligent, toți nu da, veți evident, merge absolut. Pe... Deci, îi așteptați în Parlament? Da, îi așteptăm, că avem foarte multe întrebări la ei. Inclusiv avem întrebări că Comisia de Anchetă privind furtul miliardului s-a întrunit în ședință și a constatat că lipsesc materialele de la... Doar a mai fost o Comisie de Anchetă. Noi, socialiștii, am avut o hotărâre separată, alta decât cei ce au votat. Am auzit noi, da? Da. Domnul Golovătiuc spunea că nici nu a fost luat în seamă. Nici nu a fost luat în seamă, dar acolo ce spunea și domnul Golovătiuc și eu cunosc. Mă rog, sunt... Eu acum, în direct în studio, nu pot să vorbesc despre cele materiale pe care noi încă nu le-am desecretizat. Da, noi avem acces la secretul de stat, dar noi semnăm că atâta timp cât el există secret și nu l-am desecretizat, nu avem drept să-l facem public.
Dar eu cred că cu majoritatea voturilor vom desecretiza aceste materiale și le vom face public. Ca oamenii să cunoască cine sunt și 90% de oameni onești despre care vorbea domnul Filip. Țineți minte că în jurnaliști l-au întrebat despre raportul cu Rol 2 și a spus că da, acolo sunt 90% de oameni gospodari, onești, frumoși, băfoși. Și nici 10 așa e tare interesant, 90 e clar. Și probabil o să le aduceți aminte și o să-i întrebați în momentul în care vin la ședințe și despre ce a declarat ieri domnul Brânzan, ministru. Da? Absolut. Pentru că acestea sunt acțiuni realizate deja. Și, Margareta, ca să fie clar telespectatorilor, noi nu spunem că noi împreună cu cei de la blocul acum, începând cu ziua de luni, o să trăim ca Monaco, cum spune Șor, da? Cât au făcut, câte mârșăveni au făcut în ultimii ani, mi-e greu să spun cât avem noi de lucru acolo, ca să găsești, să faci toate investigațiile la toate mârșăvenile pe care le-au făcut ei. Deci va fi complicat o perioadă? Nu complicat. Eu au făcut foarte multe. Foarte multe au făcut ca să modificăm legislația cât timp o să ne ia. Că doar, eu despre ce vorbesc? Miliardul a fost posibil de furat, inclusiv cu modificarea legislației pe care au început-o începând cu anul 2010. Au modificat legislația ca să fie posibil toate aceste scheme și mișmașuri. Acum toată legislația modificată, noi trebuie să revenim la ceea ce a fost înainte, ca să nu mai fie posibil de furat pe viitor. Deci la nivel de legislație avem foarte mult de lucru. La nivel de investigație avem foarte mult de lucru. Dar încetșor, pas cu pas, de la o margine ne apucăm și suflecăm mânișile și dar ce să facem? Asta este situația. Și atunci încetșor, încetșor vom face publice toate. Avem de investigat, eu am fost iarăși membru a unei comisii de anchetă cu anabolizantele, dacă țineți minte. Da, s-a discutat foarte mult. Împreună cu alți colegi, cu domnul Grigore de la Peledime, cum îi spune, Copzac, care era președintele comisiei, noi avem o totală opinie diferită, având acces la materiale. Și știm unii duc urmele. Tot absolut. Tot asta vom face public. Acolo este o mafie organizată. O structură criminală care a pus pe roate o afacere cu anabolizantele. Domnul Bobac, iată și eu, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă... E așa de foarte frumos să început să colaborați. Noi, toată lumea a observat și prima și a doua zi de colaborare, da? Credeți că ar putea să fie fix așa timpul și mai departe? Pentru că era unul frumos și foarte productiv. Eu de asta și noi Pașa, așteptăm. Pașa, eu pot spun cu siguranță că ce țin de fracțiunea socialiștilor, și o să vedeți și o să vă convingeți pe parcurs, că noi suntem cei care putem să tăcem chiar și atunci când deja ies în afară cuvintele. Putem să ne calmăm, să ne temperăm, să cedem. Și dacă o să trageți atenția foarte mult cât am cedat noi la guvern, noi am dat tot, doar că să fie posibil această coaliție. Noi am cedat tot. Absolut. Nu știu. Nu, păi dacă vedem componența guvernului, într-adevăr, sunt doi sau trei. Ce? Domnul Șova este din partea... Dar el nu e membru de partid. Nu e nici membru de partid, unul, dar nu e ministru. El e vicepremier pentru reintegrare. Dar ce țin de ministri, e doar un singur. Unul singur. Da, la apărare. De ce la apărare? De atât că președintele țării este comandantul suprem al forțelor armate și au de lucrat direct. Deci, împreună să lucreze. Și apropo, asta era și a doua întrebare. Dar dacă acest Consiliu Suprem ar putea cumva să intervină și să nu permită banilor care acum iese și poate și infractorilor să iasă chiar acum. Eu vă zic ce a fost zilele acestea, poate, probabil dumneavoastră v-a scăpat. Șeful statului a făcut modificări în Consiliul Suprem de Securitate. A făcut acele modificări. Doi, ce se ține de structurile de forță, noi deja am demis pe cel de la CNA, de la SIS, i-am demis încă duminică, dacă nu mă știu, ori poate luni, nu mai țin minte exact. Acum urmează să facem procedural corect ca să nu fie contestat, să numim în funcție pe altcineva, că au rămas instituții cheie din stat, au rămas fără șef. Revenind la subiect, eu vă pot spune și vă pot promite, noi putem ceda și nu știm să cedăm și știm să călcăm uneori și peste principiile noastre, numai că să fie bine. Cei din blocul acum nu mă dau cu părerea.
Adică, mă rog, nu pot eu să vorbesc. Eu vorbesc din numele colegilor mei. Noi avem maturitate. Nu e vorba să cedați. Ca să tăcem, ca să lucrăm și să ne concentrăm exact pe ceea ce avem de făcut. Și lăsăm tot la o parte geopolitic și Europa și Kremlin, tot lăsăm la o parte. Ne-am clarificat pe urmă. Scăpăm țara din mreaja asta a corupției, dar pe urmă cetățenii să ne judece cine și ce a făcut, cine și cât de înțelept a fost la momentul oportun. Iată a fost, exista acel pericol că noi nu am dorit să ne axăm pe funcții, să ne haide și ne-am apucat de, din cauza la o funcție și să începem acolo nu știu ce. Un fel de duel, un tam-tam. Suntem pe final, deja într-adevăr timpul se scurge foarte repede. Pașa, care ar fi dorința dumneavoastră de, mai departe? Ce prioritar ați vrea să se întâmple și ce să simtă poporul mai rapid o schimbare? Eu cred că dacă oamenii n-a să vrea să plece și chiar invers, cei care au plecat acum 2-3 ani ca să vrea să-și revină în Moldova, ca să avem unul în altul încredere, să ne schimbăm, să ne stimăm reciproc, să avem această demnitate, că iată noi suntem moldoveni și iată noi putem crea aici la noi, cum noi avem, am o țară ca o floare, adică așa va fi. Foarte frumos, cu asta cred că și vom finaliza, da? Asta să fie, am o țară ca o floare. Într-adevăr, vă mulțumesc tare mult și fac un apel către toți telespectatorii. Duminică, 16 iunie, vă așteptăm în fața sediului Parlamentului Republicii Moldova ca să spunem că noi suntem o țară ca o floare și că Dumnezeu în ziua aceasta va fi cu noi. Asta am înțeles-o din momentul când a fost coincidența, că Duminica Mare este duminică. De aceea, eu vă doresc o seară frumoasă în continuare tuturor. Dumneavoastră să munciți productiv în Parlament de luni și să vă vedem pe toți la muncă, pentru că asta dorește societatea, să vadă o conlucrare între toate forțele politice. Iar celor de acasă le spun că noi vă așteptăm. Duminică Accent TV va avea emisii în direct și fiți cu ochii pe noi, că noi vă vom informa corect. Numai bine, seară frumoasă! Toate bune!